de la început la sfârșit, alta plastică de altfel și alta literaturii, pare că, de fapt, se creează din momentul în care artistul așează primul punct, primul semn pe pânză, până în momentul în care imaginea artistică țâșnește în ochii privitorilor, în ochii noștri. Iată-ne în această seară, după un răgaz de câteva luni, la Galeria de Artă din Turda, la Salonul Artelor, care ne oferă, zic eu, 28 de portrete, în accepțiunea mea. Portrete, dacă ne gândim că fiecare artist, atunci când pictează, comunică și se comunică pe sine, dacă ne gândim că fiecare tablou este un tip sau o ipostază a artistului. Și dacă orice conținut, tablourile, au nevoie de o formă, iată-ne în aceeași galerie, din aceeași locație, dar cu mai multă lumină, cu mai multă culoare, deși multe alte pereți, cu alt spațiu. Și chiar în clipa asta mă uit la prietenul nostru, colegul, eu răspund tuturor colegi, celor cu care am asemănări sufletești sau colaborări. Pentru mine e doar domnul Corci, da, cu dumnealui ne-am întâlnit în aceste luni și am colaborat pentru ca în această seară sau din această seară Galeria de Artă să fie redată artiștilor plastici și creatori și iubitori de artă plastică. Vreau să vă spun că în această perioadă în care s-a lucrat la, pentru ca galeria să arate civilizat, curat, frumos, îngrijit, prietenoasă cu artiștii, deschisă spre lume, nu l-am simțit pe domnul primar ca fiind un șef, așa cum se spune în administrație, mă duc până la șeful să spun ce am mai făcut sau să cer o opinie, ci l-am simțit un coleg. Pentru că ne puneam aceeași întrebare. Cum să facem să fie mai bine, să aibă galeria în care vor veni pictorii și o așteaptă cu drag un aspect similar galeriilor de artă care se respectă chiar dacă sunt mai mari. Și de aceea îl invit pe colegul meu în ceea ce privește întrebările legate de galerie și mai ales de sistemul de lumini și pe domnul primar Cristian Matei. Bună seara tuturor, mă bucur că sunt în această seară aici cu voi. A durat cam mult, nu este de vină administrația locală, este vină domnul Corci. Sigur, toți avem un nou moment de emoție. Sunt aici atâția oameni de artă care au așteptat acest edificiu nou. Poate că, la un moment dat, în dotarea discuțiilor care exista și în Consiliul Local, și în Turda, și peste tot, și între voi ca artiști, ca această galerie trebuie să fie a unuia sau altuia. Eu am ascultat toate aceste, nu știu cum să le spun, supărări sau opinii. Am avut chiar discuții cu unii dintre dumneavoastră și le-am explicat că acest edificiu nu e nici a primarului, nici a unui pictor, nici a unei asociații. Este un edificiu al municipiului Turda în care poate să afișeze și să expună oricine. Și nu numai pictură, poate fi fotografie, poate fi carte, poate fi orice. Sigur, vreau să vă spun că asupra anumitor lucruri încerc și eu să mă plec și să fiu mai determinat în anumite aspecte, să mă implic în design în general. Îmi place acest lucru și împreună cu doamna director și cu Corci și cu cei care și-au mai putut aduce contribuția, am încercat să vedem care ar fi cele mai moderne mijloace de afișaj existente în acest moment pe plan european și uite că am ajuns după un timp destul de lung să avem această mică galerie, dar cum spunea Cornel Vana, sunt multe orașe mari care n-au așa mică galerie frumoasă și eu mă bucur că o avem, că în fiecare zi
sau fiecare săptămână în tur, dar apare o chestie nouă pe care o fac de regulă prin consultare cu diversi specialiști din diverse domenii și aceste lucruri se văd pas cu pas, urmând ca o nouă inaugurare va avea loc în foarte scurt timp dincolo la Posta Poștă, unde am încercat să facă un așa zis ghișeu unic și va fi toată relația primăriei cu cetățeanul în acel loc, evitând astfel aglomerațiile în primărie și lăsând ca specialiștii din primărie să lucreze în liniște, iar toată relația să se mute la parterul fostei poște. Va fi o chestiune interesantă, la fel ca și aici, foarte modernă, cu sala de așteptare, cu alei, cu lac, cu, în față, cu parc, și va fi cu totul altceva. Și în fiecare zi dorim să aducem pentru turdeni noul și modernul, ca acest oraș al nostru să fie ceea ce ne dorim și ne-am dorit întotdeauna, un oraș modern și curat și frumos. Pentru asta ne luptăm, pentru asta suntem cu toții, asta dorim cu toții. Mergem mai departe și rămânem pe loc și o invit pe cei frumos la o, am două idei să vă spun, adică două lucruri care mi s-a întâmplat astăzi. Pe ușa aceasta intra un tânăr foarte reticent, spunându-mi că în galeria asta intră un om la 7 luni, timp în care din ferestrele acestea libere zâmbeau vreo 3-4 persoane, care după aceea au și intrat în galerie. Da. Și concluzia cu tânărul acela, care până la urmă a spus că o să vină să expună aici, era și el artist plastic, avea afinități spre pictură, a fost că dacă ne deschidem inimile, se deschid toate lucrurile. Dacă noi am deschis ferestrele, înseamnă că avem 3 câștiguri. 1. Privirile oamenilor care trec preocupați în sus și în jos și poposesc 2-3 secunde sau minute cu privire și ce se întâmplă aici. Alții mai curajoși probabil intră, nu neapărat curajoși și doritori de frumos intră și pot să petreacă 5, 10, 15 minute, o jumătate de oră aici. Iar alții vin și rămân pentru mai mult timp să picteze, să expună. Mai ales că mi-am afișat programul Galeriei de Artă și el se va respecta începând de astăzi, de mâine. Ne găsiți aici. Ce e frumos la o casă de cultură este că are o varietate de activități. Dacă într-o zi ne ocupăm de folclor, în altă zi de secțiune artă, știu eu, operă, artă și de artă muzicală, astăzi suntem la artă plastică. Eu cred că activitatea casei de cultură este și va fi în continuare și mai bine reprezentată în secțiunea artă plastică prin 3 colegi ai mei care sunt artiști plastici, iar cea care se va preocupa în primă măsură de galeria de artă alături de mine, de colegii mei, este doamna Cristina Popea. Domnule primar, domnule Oța, stimați invitați, într-adevăr, galeria de artă turdeană a primit o haină nouă. Din păcate, nu a fost prezent și cel căruia îi se va dedica această galerie, care va purta acest nume, maestru Valer Surciu. Într-adevăr, noi suntem preocupați de a oferi publicului turdean și nu numai, și vizitatorilor celor care vin la Salină în vizită, doamna director, și care îi doresc să poposească în galeria de artă, le vom oferi expoziții cât mai interesante, cu o artă diversă ca tehnică, începând, așa cum spunea domnul primar, de la cultură, sculptură, fotografie. În ceea ce privește expoziția de astăzi, artiștii participanți la salon sunt Gabriel Nechifor, Vladi Bugnariu, Anca Chiș, Manole Ciui, Maria Cristea, Cornel Vana, Larisa Oniș, Ovidiu Cosac, Nicușor Sigănilă, Maria Indișiu, Iosif Stegaru, Vasile Tașcă, Dumitru Popa, Lida Noș, Marta Deleanu, Cornelia Mitrașcu, Tiberiu German, Felicia Răcean, Dana Deac și Petru Purcani. Pe aceste simeze ale acestei galerii vedeți artiști profesioniști și artiști neprofesioniști. Dar nu vă dați seama, pentru că fiecare își dăruiește cu tot sufletul propria creație. Nu contează dacă facem așa o reîntoarcere în timp, nu contează cât muncești sau cât timp investești.
într-o lucrare de artă. Sunt creatori care pictează o zi, sunt creatori care pictează câteva luni. Important este rezultatul. Iar acest rezultat, această uniune între artiști studenți pe aceste simeze, cred că confirmă regula că numai prin dăruire putem să obținem ceva minunat, acesta fiind rezultatul. În ceea ce privesc lucrările, avem diverse tehnici, de la pictură de șevalet, pictura clasică în ulei, până la instalații, cum este această fereastră a domnului Tegaru sau lucrarea domnului Dumitru Popa, și de ce nu, și fotografie, și aici alături de mine este domnul Ovidiu Posar, pe care l-am rugat, eu îl apreciez foarte mult ca artist fotograf, în primul rând ca regizor, după aceea ca artist fotograf. Am fost la premiera spectacolului domniei sale și aș vrea să vă întreb, domnule Posar, teatru este artă, arta este teatru, dar cine e fotografia și pictura? Fotografia a fost acceptată ca artă cu mai mult timp încolo, cu argumente. Între timp, argumentele s-au înmulțit. De fapt, aici există o paradigmă foarte simplă. Cineva care vede ceva și nu-l interesează, nu-i place, poate să întoarcă capul și să caute altceva, să privească altceva. Asta e valabil pentru toate artele vizuale, dar și pentru muzică, că acum sunt dopuri în urechi. Și, în fine, vreau să vă urez bine ați venit și celor care creează, și celor care privesc, și îndrăznesc să spun la galeria Valer Suciu din Turna. Un om care... Un om alături de ai cărei veselie am trăit și ne-am întâlnit în această galerie, un om extrem de prolific și un dascăl care i-a învățat cu penelul și cu creionul pe mulți care se află aici și pe alții care nu mai sunt aici și sunt chiar mai departe. Doamnelor și domnilor, această haină nouă ne onorează, a galeriei. Este, nu o să vă mai spun superlative, vă spun numai că în zilele trecute, un cetățean străin care vine din când în când în Turda, mi-a semnalat, trecând pe aici, ce se întâmplă. Erau lucrurile aproape gata. Și zic, uite, o galerie de el, care era și înainte, dar acum va fi altă. Și a zis, eu văd când vin aici, la 2, 3, 5 luni, lucruri noi și minunate. Noi poate ne-am obișnuit, ca trăim zi de zi, să vedem ceea ce se adaugă. Tot cu același cetățean am fost pe strada Barițu și mi-a spus și la mine în Italia este, ar fi foarte onorant să arate așa o stradă. Aceste lucruri vreau să vă spun că nu se fac singuri și aș vrea să felicit aici administrația locală că face eforturi. Aș vrea să vă spun aici că ar trebui și noi, fiecare dintre noi, în felul lui, să facă în așa fel ca lucrurile să fie mai bine. De la măturatul în fața porții și până la, știu eu, micile lucruri care le putem adăuga fiecare, ca viața noastră comună să ne fie mai frumoasă, pentru că, spre deosebire de foarte mulți, avem o istorie foarte lungă aici în Turda și aceste lucruri obligă să nu ne scape genunchiul și glezna. Vă mulțumesc și sunt absolut sigur că toți cei care vor expune de aici înainte vor avea această conștiință că vin într-un spațiu care arată așa, cum s-a spus aici, cu adevărat ca o galerie. Mulțumesc! Deci tânărul de care vă vorbeam astăzi și care a intrat pe ușa galeriei spunându-mi, mă, nu mai prea știu eu ce e aici.
și am stat cu el de vorbă și a plecat, nu știu cum a plecat, dar eu i-am spus tot ce am crezut. Este aici. Acesta e tânărul, n-am știut că va veni, dar a venit la galerie, însoțit de doi tineri sau trei, după ce am avut o discuție în care mă întreba, dar era, trebuia făcut asta? Și am spus, repet întrebarea, în general accept multe lucruri să discutăm. Sper că e o întrebare care nu mai are nevoie de răspuns. Și am, da, și uite-l aici. Deci îți mulțumesc că ai venit, am câștigat un iubitor de artă astăzi. Da, Cristina, te-aș dori, înainte de încheiere, dacă ai putea să anunți programul pe care l-a stabilit pentru acest sfârșit de an, cu observația că, din vorba lui Sadoveanu, divanul nostru e slobos și deschis. Deci, cine are sugestii, dorește să facă expoziția, are sugestii artistice legate de arta plastică, să ni se adreseze ca ideile noastre a unora, ale mai multora, să devină proiecte de care să ne bucurăm împreună. Expozițiile vor dura 2 săptămâni. Ziua fixată pentru ziua vernisajului este joi. Deci la 2 săptămâni, la 2 săptămâni, la 17:30, joia, vă așteptăm la vernisaj. Prima expoziție de după acest salon va fi a pictorului și sculptorului Flaviu Bugnarin, după care va urma fotograful, medicul Nicușor Țigănilă. Va fi un salon regional de pictură, un salon de iarnă, la care au dorit să participe artiști din Bistrița, din Sălaj, din Cluj, din Sibiu. Și poarta e deschisă, așa cum spunea doamna director. Iar de 1 decembrie, ca deja de 1 decembrie, împreună cu doamna Felicia Răcean, organizăm un proiect, Costumul Popular Vechi și Nou. Și de ce spun vechi și nou? Pentru că doamna Felicia, împreună cu un grup de doamne, pur și simplu brodează pe pânză vechi elemente decorative ale costumului popular din diverse zone, dar mi s-a alăturat Centrul de Cercetare și Conservare a Tradițiilor din Cluj, care va veni cu o expoziție de fotografie a costumului, costumul vechi, așa cum unii dintre noi ni-l amintim sau poate că nu, din diverse zone, dar mai ales zona Ardealului, după care va urma un salon de iarnă, dar de data aceasta cu o temă sacră. Și astfel pășim în 2019. Probabil că dintre dumneavoastră, colegii mei, doriți să participați cu alte expoziții personale. Astăzi domnul Ovidiu Cosar mi-a dat o veste bună prin intermediul domniei sale. Vom avea o colaborare cu Muzeul de Artă din Cluj. Vor veni artiști ce expun și la Muzeul de Artă din Cluj, aici, să expun în această galerie. Vreau să vă spun că dorința noastră a tuturor de la Casa de Cultură, toată familia Casei de Cultură, este ca să facem proiecte culturale aducând aici artiști remarcabili și turdeni remarcabili să meargă și dincolo de Munții Carpați și de ce nu. Mai ales că îmi cer scuze că iarăși vreau să mă alătur ție și tu mie. Am avut anul acesta, adică s-a văzut clar, credem noi, dacă nu o să accentuăm această direcție, preocuparea pentru artiștii plastici, turdeni pentru pictură în general, și mă gândesc pe lângă expozițiile obișnuite oarecum ale începutului de an. Am avut plenerul în luna mai și apoi la Valea Ieri, astă vară, tabără de creație. De creație. Da, pe care... Succes! Vă invităm să privim, să interacționăm, să dialogăm cu operele de artă ale turdenilor. Și mai avem acolo, într-o sală vecinată, un bar de apă, de suc, pentru toți. Mulțumim!